Salutare de la un episodul lui Sinișcan Stumble Guys. Și am 5 corane și na, o să continuăm Maria 29 bar 9. Și pe contul meu de Roblox mă cheamă Maria 29 bar 9. Deci mă găsiți așa pe Stumble Guys, așa. Și m-am mai găsit și pe Roblox. Puteți să-mi dați accept de prieteni pentru că accept 100%. Dar oricum o să fac și un videoclip cu Roblox, o să-l postez pe ăsta azi cu Stumble Guys și mâine o să-l postez pe cel cu Roblox, ia. Și am 102 gemuri și voi vă gândiți, păi tu n-ai început din Stumble Pass, cum adică ai tu 102? Hai să vă explic eu cum am făcut. Înainte aveam 20 de gemuri, dar cum am făcut eu atât de multe? Pentru că am căutat pe Google Updoide, după aia l-am instalat, după aia am căutat versiuni mai vechi de Stumble Guys, mi-a dat 29, trebuie să-l las neapărat 29. După aia, după, dacă vă scrie un id, înseamnă că va merge și după aia e tot ce trebuie. Ok, hai să facem și noi prima rundă. Eu am uitat să mai pun dără de 2022, oricum, la mulți ani, vă zic încă o dată. Au, toată lumea are piciorul, sunt traguna. Și eu vreau să fac roz de picior, dar nu știu cum putem face repede roz de picior. Ai bă, frate, așa că vreau să mă calific neapărat. O, ai că așteptăm. Vreau să facem și câteva roz de coroane, pentru că suntem în 2023. Ok. Pentru că cei care au ajuns la 2000 de coroane, vă rog eu mult de tot, dacă puteți, nu știu acum, dacă puteți voi acum, Nu vă o să oblig din abonați sau din oameni care aveți. Încercați să faceți 2023, pentru că suntem în 2023. Dar atât, vă rog. Deci nici măcar nu m-am calificat. Deci eu când vorbesc foarte mult, uneori mai uit să mă mai calific. În fine, mă mai uit, mai uit. Să-ți puțin că pun pauză, că mi-a dat reclamă. Ok, gata, am revenit și acum hai să dăm new play. Așa, ce bine. Ok, hai să așteptăm să ni se încarce 23 de oameni, 23 are, da? Și înțeleg că de la 3 coroane sus e greu să mai coroane, cicăm. Dar eu cred că nu e atât de greu, bine, mă, de greu, hai să mai am și eu vreo 6 coroane. Dar bine, în fine, ok. Bine, 5 corane, nu le-am făcut așa pur și simplu, dar nici măcar nu le-am făcut pe 29, că e un pic mai greu pe 29. Se mișcă foarte greu pe 29. Bine, eu mai ajungem în finală, în ultima rundă, adică. Și încercăm să ajung. Dar nu merge faza, pentru că, ce să vezi, nu mergea pentru că aveam prea mult lag. Zicea că am prea mare pincu, adică 32 era prea mare pincu, sau când aveam 29. Zice că e prea mic pincul. Deci dacă ai 32 sau 29, înseamnă că l-ai prea mic sau prea mare. Trebuie să-l ai cu 30, pincul, știu? Dar bine, că la mine e maxim de 29, e foarte rar, pincul, știu eu. De unde are ala? Habar nu. Iar m-am calificat. Să-mi bată mama, cum nu reușesc eu? Fix eu să mă calific. What a ghimion? Să scrieți în comentarii dacă am serios, am ghimion eu. Am eu face ghimionism la chip. O am ochi în vână, să mă și gândesc. Bine, dacă e după aia o să-mi iau vrăjitoare, că am și vrăjitoare, dar ce vedeți, nu am nicio alegere. Globli, globli, nu l-aveam atunci pentru că încă nu aveam instalat să-mi blăcăiesc. Și da. Poate vă gândiți, de ce mă joc atât de devreme, atât de târziu, Stumble Guys? Nu e faza asta, doar că, bine, eu am avut niște probleme cu unde mă jucam eu înainte, bla bla bla, chestii gen. Și aveam Stumble Guys, aveam 6 coroane atunci, și aveam 2 legendari, aveam scheletor roșu și globli globli. Și am zis, bă, frate, cum să nu și după aia mi s-a stricat, după aia nu știu ce, bla, bla, bla. Acum mi l-am instalat bine de, cred că din septembrie l-am instalat. Nu mai știu din când l-am instalat, dar în fine. Și, oh my god, văd cum m-am calificat, am fost, ui, am dat așa cu capul. În fine, ia uitați-mă și pe mine. Vreau și un panda roșu.
Dar măcar pot să dansez. Castarni. Da. Ok, hai să vedem cine picăm. Următoarea rundă, dacă ți-au zis cumva chiță-i de la Ricky, că Ricky mereu face chiți-chiți-chiți. Ok. Poate facem și un short cu Ricky, dar o să-l postez poate mâine. Să vedem. Ce să zic acum? Uip. 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 Din păcate eu mi-am lăsat pe 2023. Din păcate. Am ce să fac, știu și o schema, dar nu mă complic, că nu mereu pierd la schema asta, că fac eu schema asta proastă. Așa. Dați-vă că sunt la mai fac o clapimă, fix eu n-am luat. Are o glinie. Hai, mă calific. 6. Da, du-te, ia, frate. Ăsta a zis, mamă, cine vine mă califică 100%. Da, fix pe acolo am luat unde s-a pus ăla și n-am calificat, din ce se pare. N-am vrut să-l calific, dar s-a calificat. Din ce se pare. Ok, hai să vedem dacă dă un corona blog deci harta. Da, vin cumva, deci nimeni pe aici nu văd că are moturi, mi se pare că poate are banana, dar mi-e șanse să aibă banana și eu mi-am cumpărat chestia aia, prăjitura aia, chiar și eu mi-am cumpărat-o. Au. Poate o să-mi fac niște poze pe contul cel vechi și o să vă arăt tot ce aveam înainte, pentru că pot să fac la loc să-mi... Pot să fac, pentru că am niște poze, dar bine că nu am pus timp de ea, trebuie să le descarc și poate vă arăt pozele. Și o să vedeți dacă vă place ce skin-uri aveam atunci, cred că aveam fost 32 skin-uri. Bine, dar mă jucam și mult atunci pe vremea aia. What the freak, nu mă mai... Nu mai pot să mai sta. Bine, hai. Go, on. Bine. Hai, go. Yeah. Oh my god, decât unul s-a pierdut. Ok. Bine. Oh my gosh. Bine, bă. Cum l-a luat pe ăla? Uitați-vă și voi cum l-a luat. David, nu știu cum. Arma. Nu știu cum. Nu, am pierdut, bă. Din păcate am pierdut și nu. Cam tristut, ce să zic. Hai să dăm aici la roată. Să vedem ce ne picăm. Vreau să cumpăr tot Stumble Pace-ul, dar nu știu dacă pot să zic să mi-l cumpăr, pentru că o să fac doar 200 și na. Mi șanse. Vom, chef, nu știu cum. Ăsta știu că s-a gândit foarte mult nociu să-l ia, dar debil a luat, ia uitați-l. Mustăcile. Mustăciosul. La. Dar ardon. Să facem și noi, să dăm și noi la roata, să nu vârtim aia tot pe tână. E că să tragem... Cine ai zis nici cu... Nu știu că ceva. În fine, se mișcă ceva de la scaun, că eu stau pe scaun și mă șoc. Ok. Stai un pic. Hop. Rumba. Că le-am puțin pe aici, pe undeva, dar trebuie să mi-l descar. Și vă arăt că am foarte multe poze făcute. Cu toate cine, bine că o să arăt toate ce cine aveam înainte. Mamă. Mă pricep că mă joc și Roblox și mă apăsa pe buton și se mi-e dă la cu laser și trebuie să sar, nu știu ce, și eu sunt foarte expertă la ăla cu laser și de-aia mă pricep să sar și pe Stumble, guys.
Am crezut că, da, ia să vedem dacă poate să aibă asta, că, da, în fine. Și în rest nu cred că mai văd așa cu emoții. Poate mai are ăla, dar micuțe, micuțe de tot, șanse și poate specială. Că în rest nu mai văd pe nimeni cu așa micuțe și șanse de tot. Ia stai mă, că stau cu ăsta. Dacă ei ne distruge pe noi doi. Stau cu ăsta. Ui, la a a. La a a la a a a a la a. Stai că revin după ce pierd ăștia. Nu știu cum naibii, am stat pe margine și am picat din păcate. Ok, hai să dăm pistez mai mare. Nu știu, gata. Acolo poți să, nu știu, în fel, se mișcă puțin mai repede și ți se pare că se mișcă mai repede caracterul și e mai bine așa. Deci se mișcă mai repede caracterul și, da, asta mi se pare că e mai ușor. Hai să vedem cine pică. Kenan Clyde. Știu că prima mea cura numele pe Kenan Clyde, dar bine că nu pe contul ăsta. Pe celălalt mă chema Adrian. Bine, am avut și două conturi de pe YouTube. Bravo. Vezi? Am avut și două conturi cu Adrian de pe YouTube, să mă căutați acolo. Adrian tu mă cheamă pe ambele. Am prima poză, aveam cu un băiat care dansa, dar adică cu Cătălin Ionuț. Trebuie să căutați Cătălin Ionuț, că dansa și genia cu poză și bla bla bla. Aveam, cred că vreo 200, nu mă mai calific când vorbesc. Fui de capul mie, nu mă calificat, stați-mi pe capul în pavă. Aoleu, acum am observat că am închis camera și n-am mai zis. Bravo mie! Hai să dăm iar play. Cred că o să-și cumpate până la turnament, dar nu știu, să vedem. Am gemurile astea 50 și după aia ne uităm când începe un turnament. Și dacă începe în câteva minute, în pauză și o să revedem. Sunt 10 minute, cred că, de turnament. Când o să facem 21 de minute, o să mă opresc din filmare. Dar bine că o să mă duc la un tur de-a băi, de la scurt, din mijlă, nu cu multe faze, că dacă merge acolo la multe faze, eu cred că nu mai termină video-ul și să știți că video-ul se termină, nu ajung maxim pe la o oră, așa știu că se termină, pe la dobi. Bă, prostule, uitați-vă și voi ce fac ăștia. Aruncați cu bananei dacă sunteți tari, bă. Eu zic și eu, ultima dată. Ăla zice, hai, adică bun. Mihail înseamnă bună, hai înseamnă bună ziua, habar n-am, good morning. Iui, calific. Bă, lare! O, ce invidioasă sunt acum! Invidioasă rău! Bă, ce sunt invidioasă, n-ai ceva! Trebuie să vorbești cu mine! Când sunt supărată, numai ce să mai faci! Bă, sunt dragona, acum se califică și ultimul! Bă, ce trist! Dar măcară-mi eu și eu gemurile, ia să vedem! Așa, nu contează dacă nu iau nicio crân, măcar iau gemuri multe. Este. Doamne, eu îmi dat aici la turnament. Așa, asta începe pentru o oră, băteați-și. Asta cât îți? Stai pic să văd. Asta, 50! Stai-mi pic să calculez. 50 cu 152, sau cât e? Cu 100 cât? Stai-mi pic să văd. 152 de 202, nu? Da, așa de, trebuie să de... Ne ajunge, putem să facem. Dar asta când nu începe, în 2 ore 24. Bine, deci cred că peste 2 ore, adică este 4 și 5 minute și după calculele mele 5-6. Pe la, stați un pic că scrie și eu inițială la cât începem.
Până la 6:30 să mai fac încă un episod unde să mă duc la turnament. Acum am făcut și 15 minute. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți multe episoade, scrieți-mi în comentarii. Eu am fost Fata Anonimă și sper că v-a plăcut. Pa, pa!